cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Iată-ne în ultima săptămână a lunii februarie din anul de grație pentru alegeri 2024 la cafeaua de dimineață. Înainte de a vorbi despre invitat și a-l prezenta, țin să fac câteva mici precizări. Astăzi vor fi, ca să spunem așa, momente istorice. O să vedem dacă nu cumva vor fi și isterice. În momentul în care cei de la Forța Dreptei vor veni în fața jurnaliștilor într-o conferință de presă, va fi un moment istoric, acela în care probabil domnul Bulai va sta la masă alături de domnul Bogdan Gavrilescu, împărtășindu-ne viziunea fiecăruia de dreapta. Dacă la domnul Bulai nu se pune problema, pentru că el a rămas acolo, în zona aia, domnul Gavrilescu probabil ne va spune cum era cu bancul lui Ceaușescu pe vremuri, când mergea cu mașina și era capitalist și comunist. Și când ajungea la intersecția respectivă, îl întreabă șoferul, cum fac? Și că, păi, semnalizează la stânga și iau la dreapta. Probabil că astăzi vom vedea ceva de genul acesta și dacă va apărea în conferință de presă, bănuiesc că la onoarea și demnitatea pe care o are domnia sa, își va prezenta în direct și demisia de la Adi Econeamț, unde este director pus prin grația și bunăvoința fostului președinte al Consiliului Județean, Ionel Arsene. Acum să mergem mai departe. Presa este rea, știm că nu înțelege aceste mișcări atât de elevate pe plan politic, după cum nu înțelege marea majoritate a presei cum e cu comasatele, compensatele și alte couri. Era să greșesc. Să ne întoarcem la ale noastre, la emisiune. Astăzi ne-am gândit noi să stăm de vorbă și să începem să stăm de vorbă după aceea și în alte emisiuni cu oameni care activează în politică, dar sunt în posturi, ca să spunem așa, mai deosebite. De exemplu, la Târgu Neamț avem un consilier local independent în persoana unei doamne, Maria Vrânceanu, care în momentul acesta se află în studio alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru invitație. Considerați-o ca un mărțișor dat în avans pentru doamne. Vă mulțumesc din suflet, mai ales că luna martie pentru mine, chiar în afara faptului că e ziua noastră, doamnelor, e plin așa, are o încărcătură specială, fiind și ziua mea, fiind și ziua mea și a familiei mele de căsătorie, ziua noastră. Deci, am înțeles, primăvară. Primăvară, da, într-adevăr. Deci v-am invitat astăzi pentru că rare ori poți să stai de vorbă cu cineva care nu este legat de disciplina de partid. Sau sunteți legată de disciplina vreunui partid din Târgu Neamț? Nu. Chiar sunt un om independent din toate punctele de vedere, atât politic, cât și jobul pe care l-am în mediul privat. Deci nu sunt legată niciun fel de vreo doctrină politică. Și după cum bine știți, în 2020 am renunțat la a mai fi și la a mai răspunde ordinelor de partid. În 2020 erați în PNL. În 2020, deci după 14 ani de politică în PD, PDL și PNL ulterior. Adică pe dreapta, cum ar fi pe venit. Dreapta, da. Am mers pe dreapta și acum continui să merg corect și regulamentar. Am renunțat, am plecat din partid. Tocmai pentru aceste ordine de care vorbeați, tocmai pentru aceste lucruri impuse de alții, și am considerat că e bine să-mi încerc forțele singură. Am și reușit în situația în care nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Oamenii au crezut în mine și m-au votat într-un număr suficient de mare. Cât v-au votat? 466 de voturi am avut.
în 2020, am candidat independent la funcția de consilier local. Deci dacă facem o socoteală, dacă aș fi rămas în partid, categoric aș mai fi plusat 2, chiar 3 consilieri la redistribuire, da? Pentru partidul pe care l-aș fi reprezentat. Însă sunt foarte fericită că am ales calea aceasta și chiar pot să spun că pe aceeași cale voi continua să merg și în 2024. Bun, acum haideți ca să pornim de la, în fapt, 480 și ceva 466 de voturi. Trebuie să vă întreb, câte au venit de la PSD? Câte v-au dat PSD-ul, nu câte au venit de la da, PSD? Da, este o poveste care s-a vehiculat și s-a vehiculat din două motive. Unul, cei de la PNL, când au văzut câte voturi am avut, trebuiau să arate cumva neputința lor, pentru că ei au mai luat 17% pe Târgu Neamț după plecarea mea. Cât au avut înainte? 22%. Și al doilea aspect pentru care s-a vehiculat lucrul ăsta, PSD-ului oarecum i-a convenit să spună că au fost cei care m-au ajutat. N-au spus niciodată că nu e așa, dar această chestiune de la cei de la PNL a pornit. Iar PSD-ul n-a contrazis-o, însă oamenii știu ce au votat. Oamenii știu ce au votat, eu știu că voturile astea eu le-am câștigat de la oamenii serioși și să știți dumneavoastră că aceste lucruri chiar supără pe cei care știu foarte clar că m-au votat. Adică nu mi-a dat nimeni, cum să-mi dea PSD-ul voturi? Nu știu, că se mai obișnuia. Da, cu ani în urmă, iar domnul acela care a invocat la dumneavoastră în emisiune, domnul acela de la Roman, că știe sigur din două surse că mi-a dat PSD-ul voturi, pe când se practicau aceste lucruri, dumnealui cred că era minor. Nu știu dacă totuși continuă cu metehne de genul ăsta, nu prea e în regulă. Acum știți cum e, fiecare are dreptul să exprime o părere. Eu am văzut imediat cum am început să discutăm că sunteți independentă, a venit și acest comentariu care spune, domne, stați că o ajutat-o PSD-ul. Da, de asta am zis. Bun. Dar haideți să mai clarificăm un lucru cu ajutorul ăsta de la PSD. Oare cei din PSD n-ar fi trebuit să știe că au de ajutat pe cineva? Eu am suficiente persoane cu care discut din PSD, că este o normalitate. Trăim în orașul ăla mic unde ne cunoaștem toți cu toți. Ar fi trebuit măcar într-o ședință de-a lor politică să se dea un ordin, să se spună într-un fel, zic, nu știu. Acum, nimeni vă spun, n-a știut. Auziți, ordinele astea se dau la ureche, la un șef de OSE, cum se cheamă? Nici măcar. Nu? Nici măcar. Nici măcar. Bine. Haideți să lăsăm de unde v-au venit voturile sau cum sunt așa. De la oamenii onești care mă vor vota în continuare. Și să vedem ce au însemnat 3 ani și de mandat independent într-un consiliu în care PSD-ul are majoritatea absolută, din câte știu eu. Da, sunt 10 consilieri PSD plus un consilier ALDE, care a fost așa, 5 consilieri PNL, 2 PMP și eu. Deci, practic, ei pot să treacă orice, sigur, acolo, sigur, mai puțin bugetul. Sigur, cu excepția bugetul și proiectelor cu două treimi. Și două treimi. Da, da. Bun. Ce poate bifa în activitatea ei Maria Vrânceanu în calitate de consilier independent? E corect și eu sunt un om care îmi place să încep așa cu lucrurile clare. Categoric, de unul singur n-ai cum să faci mare lucru. Și atunci pe mine m-a interesat, în primul rând, evoluția și dezvoltarea orașului, da? Să susțin proiectele pentru oraș, să mă bat acolo unde mi s-a părut că ceva nu e în regulă, să îndreptăm lucrurile mai puțin bune. Dar pot să spun, și o spun cu fermitate, că eu cu primarul Harpa am avut o colaborare corectă. În sensul în care, pentru că în toate se negociază și în politică se negociază.
De la început am discutat foarte clar, dacă eu îți votez viceprimarul, doresc să merg să mă susții, să merg în Consiliul de Administrație la spital. Lucru care s-a și întâmplat. Și rezultatele s-au văzut, când toți acești 4 ani la spital s-au mișcat lucrurile fantastic de bine. Sau am mers în, pentru că experiența anilor de mandat de consilier local, fie în politică, fie independent, m-au ajutat să înțeleg lucrurile, să știu cum funcționează ele, și am mers în Consiliul de Administrație la școli, la Colegiul Național Ștefan cel Mare, la Liceul Vasile Conta. Adică mi-a plăcut să mă implic, dar categoric, colaborând foarte corect și foarte serios cu primarul Harpa. Trebuie să recunosc lucrul acesta. Asta nu înseamnă că sunt a PSD-ului. Nu, exclus. Am discutat de fiecare dată când a fost nevoie, chiar de nu de puține ori au fost momente în care ne-am contrat. Dar am discutat, am refăcut un proiect dacă n-a fost în regulă. Deci, practic dumneavoastră, în Consiliul Local, ați ajutat la un moment dat, pe baza unei negocieri. Categoric. Categoric. Cu primarul Harpa, evident, care era și șeful filialei PSD, PSD de acolo. Sigur. Așa. Și el v-a sprijinit în pentru intrarea în Consiliul de Administrație de la spital. Evident, pentru de ce de la spital? Am văzut dorința actualului manager de a face lucruri acolo și știți dumneavoastră cum e, prima dată ne lovim de niște mentalități. Vine un om tânăr, vine un om oarecum străin de Târgu Neamț și e acea opoziție care se creează, că adică vine ăsta să ne conducă. Eu am înțeles că noi vrem să dezvoltăm această instituție și o dezvoltăm pentru ce? Pentru binele cetățeanului, da? Pentru că acest spital nu deservește doar orașul Târgu Neamț, deservește zonele limitrofe cu vreo 100.000 de locuitori. Și atunci orice serviciu oferit în plus e un beneficiu pentru pacient, pentru oameni. Asta ne-am și dorit, mergând în Consiliul de Administrație la spital, să dezvoltăm. Lucru care s-a și întâmplat. Sau am mărit numărul de specializări în spital, specializări care nu erau, dermatologie, urologie, ORL, s-au modernizat mai multe secții, secția de chirurgie, secția de ortopedie, ambulatoriul de specialitate al spitalului, în speță policlinica, unde s-au făcut investiții, s-a făcut lift la cardiologie, pediatrie. Acum este un proiect pe CNI, unde înțeleg că deja s-a semnat și contractul de începere lucrări de modernizare a pavilionului vechi, care este și monument istoric, în valoare de vreo 40 de milioane de lei. Și dotarea din acest proiect este de vreo 5.400.000. Adică lucrurile s-au mișcat. S-au mișcat în sens pozitiv, ceea ce ne dorim să se întâmple în continuare și nu cred că își dorește nimeni să oprească sau să ne întoarcem cumva în timp și să oprească această evoluție a lucrurilor. Bine făcute! Bun, acum haideți că mi-aduc aminte despre, să spun eu, modulin în care am mers schimbarea la spitalul din Târgu Neamț. Cu proteste, cu reclamații, cu amenințări chiar fizice, da, așa, da. Cu filmulețe pe undeva, pe în zona pe primiri urgențe. Acolo chiar eu am fost implicat în povestea aia. Nu în film. Nu în film, ferească Dumnezeu, dar având caz în familie, am mers cu soțul meu în CPU și chiar atunci s-a întâmplat să se blocheze sistemele. Bineînțeles că am luat atitudine, eu fiind în Consiliul de Administrație, știam cine se ocupă de rețele, de unde să știu eu ce va vedea acel inginer de rețea, ce va descoperi, de ce s-au blocat, adică cum să vă spun? Nici nu aveați de unde să știți, că v-a uitat ce va vedea.
Da, exact. Adică, deci a văzut în primă fază și până m-a uitat. Știți cum e? Asta se întâmplă, din păcate. Oamenii sunt amenințați, oamenii sunt puși sub o presiune, nu toți rezistă la doamna asemenea. Brânceanu, dați-mi voie să vă spun ceva. Eu înțeleg așa, că spitalul acela este subordinea Consiliului Local. Corect. Primarul Harpa a fost de acord cu nouul director. Corect. Care a v-a pus concurs pe dumneavoastră la spital în Consiliul de Administrație? Nu numai pe mine. Bine, și pe ceilalți, dar tocmai în sensul ăsta de a fi de acord cu o schimbare. Vine o șmecherie, stau niște băieți, se uită la filme, cu karate, cu acțiune. Cu acțiune, depinde ce acțiune, așa. Dar oricum, se uită, da? Da. Se blochează sistemul, poate nu din cauza aia. Poate nu din cauza aia. Dar vezi că niște oameni stau să uită la filme, da? Da. Care n-ar trebui să facă asta și în timpul programului. Nu se întâmplă nic. A fost presa care a făcut atunci. Ăștia care mint, în general, așa. Presa-i câinele de fază al democrației. Da, cățelușul jalnic al democrației, mai n-aș nu. N-aș spune asta. Așa. Și nu se întâmplă nimic. Da, din păcate. Avem o doctoriță tot la Târgu. Directorul a spus, domne, femeia asta... Nu, e la noi și nu e la noi, că e și în altă parte și face nu știu ce cursuri de rezidențiat. Da. Alea nu se fac în timpul programului. N-ai cum să faci două joburi suprapuse. Că se va merge în instant. Da, să știți că, da, întrebarea este că au mers anumite plângeri în instanță și s-au blocat, adică nu mai știm nimic. Și culmea, supărații care au instigat și la protest au fost tocmai o parte din acei care l-au susținut pe actualul manager. După ce s-au impus niște reguli, după ce s-au impus niște criterii foarte clare de conduită și de activitate, desfășurarea activității, n-a mai plăcut. Dar știți care e stuparea? Că la acel protest, care a fost și ilegal pentru că oamenii au fost scoși din timpul programului, neanunțat... Spontaneu. Da. Spontaneu. Când au venit, am mers cu domnul primar și cu încă un membru al Consiliului de Administrație în persoana doamnei Raicu. Probabil dacă n-am fi fost atunci prezente, decizia ar fi fost alta, nu știu să vă spun. Așa am simțit, cel puțin. Când au fost invitați medicii șefi de secție, niciunul, domnul Bălănescu, nu a vorbit împotriva managerului. Oamenii erau foarte mulțumiți. Deci nemulțumirile au venit tocmai... din alte medii, din corpul administrativ al spitalului, însă știți cum e, important este finalul, s-au stins lucrurile au mers mai departe și știți care e marele câștig, zic eu, că managerul e un om inimos și un moldovean adevărat care nu prea pune totul la suflet și merge înainte. Eu vă spun sincer că altul să fi fost, cred că ar fi cedat. Acum, dumneavoastră a spus că finalul contează, finalul mandatului său... Finalul de după protest, domnul Bălănescu. Finalul mandatului său este în octombrie și sunt foarte curios, sunt foarte curios dacă va mai putea continua, având în vedere anumite lor de poziții din Consiliul Local, pe care le-am urmărit în timp, părerea mea este că șansele de a continua ale domniei sale sunt undeva între 30 și 5%. Hai, dați-mi voie să vă dacă contrazic. Dacă luăm după activitate, ar fi mai mari. Păi, dar să știți că nu întotdeauna cei care fac activitate sunt și cei care rămân. Da, din păcate așa este, însă dați-mi voie să vă contrazic. Eu l-aș sătui. Până la alte lucruri care se vor întâmpla, noi avem procedurile legale și corecte prin care se desfășoară mai pe departe lucrurile. Scoaterea postului la concurs, semnarea unui interimat de încă 3 luni de zile, așa cum spune legea. Deci trebuie urmate procedurile legale. Eu l-aș sfătui pe domnul, poate mă aude domnul Patrașcu. Sunt convins că se înscrie pe lista de consiliere a PSD-ului ca să poată să candideze cu șanse egale cu alții care probabil vor fi și nu ei pe lista respectivă. Nu cred că va face respectivă. Asta, nu cred că îl interesează deci, politica. Cred că, ar fi cel mai, cred că e cel mai bine ar fi. Da, se observă că da, unii merg pe liste doar pentru funcții.
Da. Dar dumnealui nu o va face pentru că nici nu este cetățean al orașului Târgu Neamț. Este primul lucru care, ca și criteriul pe care trebuie să-l îndeplinești. Bine, dar asta se rezolvă. Ce... Nu, e... vă spun că la cât îl cunosc, nu cred că va recurge la asemenea metodă. Vă dați seama că am glumit. Sunt convinsă. Vă dați seama că am glumit. Da. Eu recunosc... Până la urmă, domnul Bălănescu, iertați-mă că vă întrerup. Dumnealui are o profesie și e foarte apreciat ca medic. Dar, cum să vă spun, eu nu cred că vă face nimeni împotriva voinței oamenilor, că sunt suficienți de mulți care îl apreciază și pentru activitatea managerială. Deci, clar, până la urmă, o funcție e o funcție. Da. Am vorbit de spital. Ați amintit și de doamna Raicu. Da, da. Da, da. Membră și ea în Consiliul de Administrație. Da. Ea este la PSD, dacă nu. Ea este la PSD. Da. Și mai e cineva de la PSD în Consiliul de Administrație, doamna Axintoaie. Adică chiar suntem acolo mai multe doamne. Am înțeles. Păi, poate vă face cineva un cadou de mărțișor. Primiți o inimioară. Deci mai vedem. Da, eu primesc inimioare dulci. Am înțeles. Și atât. Bun. Haideți să vedem alte lucruri. De exemplu, eu v-aș întreba pe dumneavoastră, că sunt și eu curios, recent parcă s-a votat din nou achiziționarea unui număr de acțiuni la Băile Oglinzi. Da. Deci așa în momentul ăsta mă uit la dumneavoastră și mă gândesc așa, vai, cât de bogat este orașul Târgu Neamț, pentru că acum este acționar majoritar sau nu știu, unic. Este unic. Este unic. Întotdeauna da. Târgu Neamț a fost unic și pe timpul domnului Arsene, nu putem să spunem asta. Deci, este acționar unic la Oglinzi. Da. Târgu Neamț... Povestiți-mi. Da, să știți. Ce v-a convins pe dumneavoastră să votați pentru achiziționarea acțiunilor la Oglinzi? V-am spus că am mai multe mandate, de fapt, și știți, de consilier local, da. Povestea cu stațiunea Oglinzi trenează, domnul Bălănescu, de prin 2008, timp în care nu s-a făcut nimic. Haideți, nu mă faceți să vă contrazic. Prin vremea aceea, Târgu Neamț, orașul, da, da. S-a dovedit extrem de darnic și de culant, da. Cu stațiunea Oglinzi, da, și prin votul consilierilor. Da, recunosc că la vremea aceea nu s-au, eram... S-au dat niște câteva hectare de teren, s-au mai tras pe banii orașului niște conducte. Da. A fost, cum să spun eu, dovada unei deschideri antreprenoriale administrative pentru viitor. Atât, ca să nu zic mai mult de atât. Atât s-au priceput la vremea aceea conducătorii de atunci. Recunosc că eu personal nu aveam suficientă experiență și expertiză. Dar acum, de ce am votat și de ce am fost de acord? Pentru că aici, să știți, a fost o muncă de la început de mandat, aș spune. Și chiar aminteam anterior de doamna Raicu, a fost unul din promotorii, doamna cunoscând oarecum secretele, să zic așa, mai în amănunt și ale părții economice și ale părții de patrimoniu, fiind în afaceri, ce activitate desfășoară și s-a implicat foarte mult în povestea asta, pentru că tu ca și oraș, dacă nu ești acționar unic, da, nu ai majoritatea acțiunilor sau, mă rog, 100%, nu poți să accesezi la niciun proiect european. Este prima condiție. Bun, dar spuneți-mi în momentul ăsta, când s-a venit cu proiectul, Dom'le, vom ajunge 100%. Astea sunt proiectele pe care vrem să le facem. Ni s-a prezentat un proiect, chiar a venit un consultant de la Iași, am fost convocați, ni s-a prezentat un proiect. Pot să spun că nu am fost în totalitate de acord cu respectivul proiect, care consider că trebuie să sufere niște modificări. Pe noi acolo ne interesează baza de tratament, să o dezvoltăm în primul rând, care să fie separată de spațiile de cazare, așa cum se face orice lucru serios în toată țara. Iar apariția în proiect a unui bloc din sticlă cu nu știu ce heliport de 10 etaje în pădure, lăsați-mă cu heliporturile, da. Că eu deja... Toată lumea vrea heliport. Deci nu, dar dacă întrebi acum pe cineva din Neamț, domne, cum ajungi dacă, Doamne ferește, cineva din familie are vreo problemă? Păi stați un pic, că sunt 7 heliporturi la noi în Neamț.
Cum bă, nu sunt? Cum, nu s-au făcut? Că erau proiect. A, asta nu știu, sincer. Deci eu știu că un orice elicopter, în cazul în care sunt situații grave, aterizează pe stadion. Bine, acum, dacă va fi o clădire din sticlă, va fi foarte frumos. Adică eu n-am va nicio fi problemă. Foarte frumos, nici bun. Eu n-am, dar nu se pliază în pădure. Deci, numai când mi-a spus o clădire cu 10 etaje din sticlă cu heliport pe ea, mă gândesc la sumă. Da. Și mă gândesc, oare e mai scumpă sau mai ieftină decât Spitalul Județean nou în prima fază, cel cu 600 de milioane sau 700 de milioane de euro? Chiar sumele nu le rețin. Știu că a prezentat atunci, a fost ceva de ceva timp. Nu rețin să vă spun ce sume fi necesare pentru... Lăsând ironiile la o parte, Târgu Neamț are statutul de oraș turistic. Stațiune turistică de interes național, da. datorită acestei băilor oglinzi. Da. E o obligație a administrației publice, e o obligație să o dezvolte. Acum s-au făcut pentru licențele pentru apele de acolo, s-au făcut obținerea licențelor vara trecută, de fapt, în 2023, s-au făcut acele explorări. Chiar am fost la fața locului și am văzut cum se fac, am fost curioasă să văd cum se fac. Trebuie să se obțină și licențele, care sunt foarte importante, și pe baza acestor licențe se poate demara un proiect. Unu, două, nu știu să vă spun dacă într-un singur proiect poți să faci și baza de tratament, poți să faci și spațiile de cazare, însă cert este faptul că e important de dezvoltat această stațiune, pentru că ar ridica foarte mult orașul. Nu. Și nu e rău că s-a făcut șoseaua până acolo. Nu e rău, e foarte bine. Eu n-am nimic împotrivă. Pot să remarc un lucru, că acolo popicele alea de pe marginea șoselei n-au deranjat ca la Piatra. Dar, mă rog, da, fiecare cu zona lui și cu popicele lui. Aș spune că nici nu e o zonă atât de circulată ca la Piatra Neamț, zona respectivă. Da, vă dați seama, dacă vom avea heliport, eu m-aș duce acolo numai să mă dau cu elicopterul, adică... Am înțeles, da, dar nu o să aibă stațiune elicopter. Dar cine știe, păi dacă facem heliport, punem și elicopter, adică nu se pune problema, ce mai contează un elicopter. Dar lăsând gluma la o parte, stațiunea ar trebui să fie dezvoltată. Da. Eu sper să se dezvolte stațiunea, nu numai împrejurimile ei, dar asta este o altă poveste. Sper ca izvoarele alea să rămână în zona stațiunii, nu să fie deviate. Așa îmi doresc și eu, să știți că din punctul ăsta de vedere chiar o să urmăresc, pentru că eu voi candida și... Veți candida? Da? Hai, nu mă lăsați, fără sprijinul nimănui. Fără sprijinul nici a PSD-ului, nici a PNL-ului, nici a nimănui. Voi candida tot independent, de data aceasta îmi voi depune candidatura și pentru primar, independent. Și pentru consilier local. Acum ca să fie tot aia, mă știți la europarlamentari un pic așa. Nu, lăsați că acolo sunt liste comune și nu... Bă, nu, dar poate primiți un loc pe lista comună. Nu, mulțumesc. S-a spus că am înțeles că la plan național se va face o femeie independentă. Da, dar nu sunt eu. Deci vă pot asigura că nu sunt eu aceea. N-ați primit ofertă. Vă așteptați, nu? Nu. Sunteți dezamăgit. Eu nu, eu cum să spun, eu mă aștept la orice comasare. Da. Deci, dar e în interes național, nu? Eu aș vrea, acum să mă scuze cei care sunt cu corectitudinea politică, ca să împace pe toată lumea, acolo ar trebui să fie, știți la ce mă refer, noastră, cineva care și-a schimbat, înțelegeți, sexul. Ca să fie mulțumiți toți. Că și comasarea asta e cam așa chestie, mă rog. Ciudată. Dar Târgu Neamț a fost, spune lumea, un oraș privilegiat dintr-un anumit punct de vedere al faptului că fostul președinte ar fi ajutat cât a putut zona. Acum, eu vă întreb, în 4 ani de mandat și în cel care ați fost înainte, cum vi se pare raportul între investiții, că au fost multe și nu putem să spunem că așa este, și cheltuieli și eficiență?
Da, pot să confirm că a fost un oraș privilegiat și chiar nu e nimic rău în asta, din punctul meu de vedere. Eu consider așa că orice primar, indiferent cine este el, este de datoria lui să aducă bani. Să profite de orice oportunitate. Este prin fișa postului, dacă îmi permit să spun așa, să aducă bani să dezvolte comunitatea. Ăsta este interesul primordial al conducătorului urbei. Punct. Dar eu ce pot să vă spun este și faptul că aș spune că s-a muncit. Și s-a muncit în ce sens? În perioada 2018-2023 au fost 25 de proiecte pe fonduri europene. Da, din care 11 proiecte pe PNRR. Și dacă îmi permiteți, chiar mi-am notat aici, valoarea totală a acestor proiecte este de aproximativ 32 de milioane de euro, din care 14 milioane pe PNRR. Deci chiar dacă orașul a fost privilegiat, s-a muncit și din punctul de vedere al administrației și al Consiliului Local. Adică s-au făcut proiecte care Sigur au mers că la da, evaluare. Care au mers la evaluare, care au și trecut, care au și intrat la finanțare și lucrurile s-au mișcat, pentru că efectiv am fi răutăcioși să spunem că în orașul Târgu Neamț nu s-a făcut nimic, nu s-a mișcat nimic. Vedem amfiteatru, vedem ștrand, vedem blocuri izolate, ceea ce mi se pare o mare realizare, pentru că schimbă și fața orașului și din toate punctele de vedere este bine și al esteticii și al curățeniei și al eficienței. S-a revin din nou la spital, școlile sunt toate puse la punct. După care, vorbind despre aceste 25 de proiecte, mai sunt 20 de proiecte finanțate pe alte axe de finanțare în perioada 2014-2023, PNDL, AFM, toate axele de finanțare. Deci s-a și muncit și, cum să vă spun, dacă ceva, poate în proiectele astea, în implementarea lor, nu s-a făcut bine, da? Că am auzit și voci, apoi s-a făcut cu tare lucru, dar nu sunt lucrările bune. Păi mai oameni buni, stați un pic, că nu trebuie să chiar să-l tragem pe primar, să-l împușcăm. Primarul are un aparat în spate. Are un viceprimar. A avut un city manager care datoria dumnealor este să stea pe aceste lucrări. Să le superviseze, să vadă ce nu este bun. Da, am înțeles. Adică fiecare are rolul lui. Primarul se zbate să aducă bani. Aparatul din jurul lui trebuie să se ocupe de celelalte lucruri. Dacă nu o fac, deja nu e o problemă. Din punctul meu de vedere, un viceprimar nu are de ce să stea în birou. Nu e treaba lui să stea în birou. Treaba lui e să stea pe teren. Am înțeles. Acum, cum să vă spun, gândirea care s-a făcut la Târgu Neamț pe o anumită zonă, mie mi-a plăcut, am spus-o de 1000 de ori. Categoric. Zona aceea de la baza cetății cu parcul, cu acel amfiteatru, care amfiteatru chiar este în momentul acesta, mulțumesc frumos, chiar este un lucru în care da, poți să organizezi ceva, poți să faci activități ceva. Activități culturale, da, spectacole. Deci, zona poate să crească foarte absolut mult dacă se dă drumul și la ștrand, nu? Parcă ștrandul da, mai da, este. Da, ștrandul mai este. Înțeleg că nu este semnat procesul final de recepție. Sunt și niște probleme acolo, dar bănuiesc că constructorul are o garanție. Adică sunt convinsă că ele se vor rezolva. Și bun. Acum, dacă vezi că, să presupunem că a început campania și eu vă întreb, doamnă, candidați. Da. Cu ce candidați dumneavoastră la Târgu Neamț ca independent? Le veți spune oamenilor, domne, eu mă duc în Consiliul Local și vreau să fac sau să sprijin, că singură nu se poate. Absolut. Ceea ce am făcut și în acești 4 ani, voi face și de acum, eu voi fi alături de oameni, să știți că este foarte important ca omul simplu, care nu accede neapărat să ajungă la primar, să aibă omul de legătură în teritoriu. Eu pot fi omul lor de legătură. Am înțeles, dar eu vă întreb așa. Presupunem, deci fac o presupunere, că se schimbă roata în Târgu Neamț și este o majoritate, să spunem, PNL. Veți colabora cu ei?
Dacă ajung și au majoritate? Domnul Bălănescu, eu pot să colaborez cu oricine, pentru că păi eu am o expertiză. Păi dacă puteați colabora cu oricine, erați pe o listă acum. Păi tocmai păi ce, n-au venit la dumneavoastră să vă propună? Ba da, au venit. PNL-ul a venit anul trecut la mine să-mi propună să merg la... înapoi în partid, însă eu chiar am refuzat pentru că n-am vrut să-mi trădez electoratul. Și PSD-ul n-a venit? Nu. PSD-ul n-a venit chiar să vă propună? Chiar dacă s-a vehiculat povestea asta. Acum n-au venit să vă propună? Nu, domnul Bălănescu. Vai. PSD-ul nu mi-a propus, nu mi-a făcut o propunere clară, vino la noi, nu. Deci ca să te duci undeva trebuie. Dar n-au venit nici să vă zică măcar, uite, te duci, candidezi și ne sprijin după aia în Consiliul Local? Nu. Nici asta. Nu. N-au fost discuții în sensul acesta, credeți-mă. V-a sunat domnul Simion sau vreun om de-al lui? Nu. Nici nu. Ăștia? M-a căutat la un moment dat un domn, reprezentant al SOS-ului, cred că un domn de la Roman. Nu mai rețin numele. Eu n-am închis ușa nimănui, dacă cuiva îi par interesantă, dar cred că aș putea să spun în momentul ăsta, cu excepția AUR și SOS. Nu, nu. Am înțeles. Nu. Bun. Deci, veți încerca să fiți un fel de curea de transmisie între cetățeni și blocurile administrative din Consiliul Local. Exact. Bun. Exact. Dar oamenii asta și vor de la mine, să știți. Pentru că eu discut zilnic, cu minim, prin activitatea, doar știți, pe care o am, cu câteva zeci de oameni. Oamenii asta vor de la mine. Să rămân independentă pentru că i-am consultat. Să rămân așa pentru că consideră că îmi fac bine treaba așa, în postura aceasta. Și categoric, dacă o să mă ajute Dumnezeu să intru, voi negocia funcție de... Nu știu dacă chiar nu e bine să fie câte cineva cu experiența mea și în consiliile de administrație, și în, chiar în Consiliul Local, și în comisiile de specialitate... Pentru că activitatea mea ca și consilier local, să știți că chiar e plină. Sunt prin tot felul de toate comisiile, m-am implicat în... am făcut o comisie, de exemplu, de verificare a locuințelor ANL. Vă rog frumos că iarăși mă strânge în spate. Ce s-a întâmplat? Ce s-a finalizat de acolo? Păi s-a finalizat... Haideți să le spun oamenilor. Da. Locuințele ANL din Târgu Neamț au fost la un moment dat alocate, direcționate, alocate direcționat spre anumite persoane care nu toate îndeplineau condițiile pentru a primi locuințe sau care au îndeplinit condițiile, corect, le-au înstrăinat, nu înstrăinat, le-au subînchiriat, contrar legii, mai bine spus, dar condițiile la alocare au fost îndeplinite pentru că acolo sunt niște dosare de întocmit, cu niște punctaje, cu niște documente. Chiar dacă în spatele acelor dosare sau poate titularul de dosar și de locuință n-a locuit niciodată în acea locuință. Deci, s-au folosit. Legea. S-au folosit tertipuri. Bun. În momentul acesta s-au vândut... O parte din ele, da, dar în urma verificărilor pe care le-am făcut, n-am fost singură, am fost cu colegi consilieri, cred că s-au eliberat 5 sau 6 locuințe, vorbesc de blocurile M5-M6 de pe 22 decembrie, asta undeva în zona Gării, plus alte câteva din blocul V1, cum se spune la noi în oraș, la Podul de Piatră. Este celălalt bloc reabilitat. Da, au fost și situații în care, pentru că ele după o anumită perioadă pot fi cumpărate de către chiriași, da, au fost și situații în care s-au vândut, dar eu vă spun sincer că nu am fost de acord și nu am votat. Dacă ceilalți consilieri și-au asumat și-au votat, este strict treaba lor. Da. Comentariu de la cineva apropo de faptul că nu v-au cu SOS-ul și cu... E clar că dumneavoastră cu Patrioți nu doriți. Dar cu PSD și PNL am înțeles ideea. Da. Este părerea dumnealor. Eu sunt patriotă, că trebuie să fim patrioți. Adică patriotismul ăsta așa de fațadă. Păi, dar vedeți că acum se vrea stabilitate. Eu am înțeles că toată lumea vrea stabilitate. Da, cu toții ne dorim stabilitate. Nu e cineva dintre noi care să nu-și dorească lucrul ăsta. Siguranță, stabilitate. Nu există stabilitate în România? Eu zic că da. Și atunci care este? Că nu, eu nu pricep.
știu dacă și eu am înțeles foarte bine. În afară faptului că unii trebuie să-și păstreze funcțiile sau să obțină altele. Sau să obțină altele mai bune, însă nu e treaba mea să comentez neapărat ce fac partidele. Decidenții știți cine sunt? Oamenii. Mă întreabă cineva, întrebați-o pe doamna dacă are apă acasă. Da. Aveți acum apă? Acum da, dar în vară am avut mari probleme și este un disconfort major. Categoric și dau dreptate tuturor nemulțumiților. Toți oamenii sunt nemulțumiți de povestea asta. Însă, ca să discutăm un pic de... Mie nu, îmi dă ceva cu virgulă și în povestea cu apa vitală. Îmi dă ceva cu virgulă, n-am înțeles în Consiliul Local, Târgu Neamț, cei de la PNL, respectiv PMP, au spus că au fost la discuții cu apa vitală. Cu ce mandat? Al alegătorilor lor, probabil. Da. Probabil că da, oamenii au dreptul să o facă, da. Însă nu au explicat clar cu subiect și predicat care a fost rezultatul acelei discuții. Pe de altă parte, domnul primar spune că și dumnealui a fost la o discuție cu cei de la Apa Vital. La fel, nu am înțeles care a fost rezultatul discuției. Deși domnul primar a prezentat cât va fi dumnealui primar, nu va dori trecerea la Apa Vital. Nu că ar fi ceva greșit. Până la urmă, fiecare ne facem fântână în curtea noastră, nu fac în curtea acum vecinului. Acum mă scuzați, fântâna nemțenilor este în curtea noastră și cu apa la Iași. Da, da, așa este, pentru că Apa Vitalul are captare la Timișești. La câți kilometri de... Uite, la câțiva kilometri, 6 kilometri. Deci... Iar mai la vale de respectiva captare pe o zonă numai cu un fir de apă. Atunci, aici mi se rupe mie filmul, ca să, dacă îmi permiteți o exprimare. Știu că Romanul a început demersurile pentru trecerea la Apa Vital din 2019. Tot campanie electorală, ca să ne înțelegem. Nu s-a ajuns. La un moment dat am înțeles că la 1 martie se va trece. N-am mai auzit nimic. Păi n-am mai auzit. Asta e întrebarea mea. Nu am mai auzit. Iar în urma unei adrese... La solicitarea membrilor PNL și PMP de la Târgu Neamț, consilierilor locali mai exact, a făcut primăria o adresă prin care au invitat reprezentanții Apa Vital în Consiliul Local. Reprezentanții n-au venit fizic, însă au trimis și dumnealor o hârtie prin care au spus că ei nu vor veni în Consiliul Local și ne-au expus inclusiv faptul că și dumnealor au avut probleme din cauza secetei cu apa. Ce să înțelegem din asta? Deși ei că sunt este la secetă, doamna Grânceanu. Bun. Este secetă. Asta știm cu toții. Dar sunt doritori să își extindă aria de exploatare, explorare și investiție sau nu sunt? Probabil eu n-am că înțeles. Sunt, aici dar pe bucăți. Pe bucăți. Adică nu pot să vină și să preia ceva ce... Asta categoric trebuie să se facă o predare corectă, legală, sunt mulți pași. Dar nu mi-a spus, nu m-a lămurit nimeni dacă oamenii ăștia, compania asta, Apa Vital, dorește și dacă noi suntem dispuși să trecem la ei. Deci nu mi-a explicat nimeni, de asta eu nu dar sunt... Dar v-a explicat cineva ce face județul Neamț? Pentru... Din ce știu, și am întrebat eu, nu că și-ar fi dorit cineva să-mi explice, pentru că mă interesează, e un proiect pe POIM care se reactivează asta? Proiectul pe POIM este decedat. Dacă va fi trecut pe altă arie, pe altă zonă de finanțare, e altceva. Dar eu aș fi fost curios dacă au venit cei de la Consiliul Județean în Consiliul Local Târgu Neamț să spună, băi, oameni buni, uite, asta e cu proiectul de la Apa Ser, vom vedea când va fi, că nu știm. A fost domnul președinte de Consiliul Județean la invitația cetățenilor, a fost la Târgu Neamț. Și v-a spus și despre cealaltă chestie care vor ei să o facă cu o conductă separată? Cred că nu. Nu, cred că, cred că nu. Da. Cred că deci, nu ai explicat chiar... Astea sunt lucrurile care ar trebui să îi preocupe pe cei din da, Consiliul Local. Asta este un lucru, domnul Bălănescu, care ar trebui să îi preocupe de mult timp înainte, pentru că eu vă spun, păi, problemele acum pe aducțiune... Acum îi interesează. Problemele pe aducțiunea Preotești, Târgu Neamț, sunt de ani de zile. De pe timpul, cred că, directorului Dughir,
Cred și s-au succedat atâția. Și s-au succedat atâția. Adică e o problemă care trenează de multă vreme. Eu chiar știu efectiv ce e acolo. Deci țeava aia este ciur. Am fost și am văzut cu ochii mei când se lucra la o avarie. Adică atâția bărbați n-au văzut ce se întâmplă în toți anii ăștia? Hai să ne înțelegem. Deci cred că a fost reavoință, dezinteres. Știți ce nu pot să înțeleg? El lider maxim al județului, Ionel Arsene, este din Grumăzești. Da. Și Grumăzeștiul este afectat. Categoric, da. Și toate comunele din zona Târgu Neamț plus Târgu Neamț, o parte cel puțin din oraș, da? Costa foarte puțin acum câțiva ani când proiectul era pe... Absolut. Deci se putea face foarte rapid. În 2018, dacă nu cumva, dacă mi-amintesc bine, tot Angheluță era director și din cauza disputei dintre ei, de fapt, proiectul n-a mers mai departe. Cel puțin eu așa știu, poate sunt prost informată. Însă, mai e un lucru. Totuși, toți primarii ăștia, de-a lungul acestor comune, toți anii ăștia au avut probleme. Nu și-au pus problema să meargă la Consiliul Județean? Nu, unii și-au pus problema, doamnă Vrânceanu, dar li s-a spus așa, domnule, nu faceți nimic, pentru că altfel noi mergem oricum cu poimul în față fără rezolvăm toate problemele. Da. Poimul s-a dus pe apa ciuruită, prin țevile cu apă ciuruită, s-a semnat pe ultima 100 de metri ceva, de fapt nu, după ultima 100 de metri s-a semnat ceva, târziu tare, nu s-au putut face mari lucrări, dar întrebarea mea este asta, cum de Ionel Arsene nu a avut grijă de comuna lui? Cred că și-a îndreptat atenția mai mult pe infrastructura rutieră. Păi da, putea să spun așa, domne, țeava asta este o șosea pentru apă. Da, putea să o considere și așa. Nu știu să vă spun, pentru că mai puțin am avut eu acces în mediile acestea, nu, erau prea înalte. Nu știu, păcat că de fapt suferă oamenii. Însă să știți că am informații că sunt și primari, chiar gospodari, și doresc să-și facă singuri puțurile lor, pentru că s-au extins extraordinar de tare și comunele. S-a construit mult în zonele limitrofe, s-a construit mult, s-au extins, s-au unit efectiv satele între ele și rețeaua tot s-a extins. Și înțeleg, de exemplu, că primarul de la Răucești își face bazinele lui. Adică fiecare la nivel de comună ar trebui să găsească o soluție. Asta nu exclude faptul că Consiliul Județean trebuie să rezolve această problemă, clar, și apa Servu. Dacă o rezolvă, dacă nu, hai să găsim soluția. Păi să găsim. Cineva care are două conturi, pe unul postează lucruri de bine despre oraș, pe altul așa, cred că o să mă enervez într-o zi și o să-i dau și numele, ca să nu zică că suntem chiar fraieri. Întreabă, doamna a condus ceaul pe spitalul care nu a avut medicamente și că aveți vechime în specialitate necesară a conduce cea pe spital? Da, cred că și bănuiesc cine este. Dar nici n-are importanță. Eu îmi fac datoria să... Da. Povestea asta nu cu lipsa de medicamente. Auziți, nu vreau să vorbesc despre vechime în specialitate și despre specialități, că s-ar putea ca să nu iasă bine lucrurile. Bun, dar vechime în specialitate, căci eu sunt consilier local și prin lege suntem investiți prin vot de Consiliul Local să mergem în toate. Asta nu înseamnă că pot fi cu vechime. Cred că s-a referit la vechimea în specialitate echivalent, egal, rubedenii, care să te țină pe funcție sau să te pună pe funcție. Nu. Că așa era treaba în spital. Așa era, da, totul deci era. Trebuia să noi fii făceam pe rubedenii. Așa. Da, păi ne-am lovit. Păi da. Noi, chiar din interiorul aparatului administrativ, păi noi nu făceam așa. Păi nu există. Deci vorbim de prezent și viitor. Trecutul lăsăm. Iar de povestea asta cu medicamentele, da, se vehiculează intenționat de cei care... rău intenționat, să zic așa. Eu ce pot să vă spun este faptul că este prima dată în anul 2023 când spitalul a încheiat anul financiar, a încheiat anul cu un excedent bugetar
Consistent, n-aș da suma, că dau idei. Consistent, lucru care nu s-a întâmplat în niciun an de zile. În situația în care sunt acoperite cheltuielile, plățile facturilor sunt aduse de la 60 la 30 de zile, sunt medicamente în spital, iar vreau să clarific un pic povestea cu lipsa de medicamente. Dacă un pacient merge la urgențe, da? Și medicul care îl tratează îi prezintă gama de medicamente pe care o are la dispoziție. Că mai sunt și alte medicamente, dar pe care spitalul și nu sunt în lista agreată de a fi achiziționate, medicul este dator să-i prezinte pacientului și dacă pacientul dorește, își cumpără singur. Dacă dorește altceva decât îi pune spitalul la dispoziție. Că a lipsit o perioadă paracetamolul, da? Dar era altceva care îl înlocuia. Dacă omul nu dorea, pacientul nu dorea altceva, atunci mergea și își cumpăra paracetamol. Nu era în spital, dar la farmacie exista. Deci astea sunt, nu că există o listă de medicamente, nu există nici lipsă de materiale de igienă, nici lipsă de... Nu, chiar are tot ce-i trebuie spitalul. Acum când spuneți lucrurile astea, îmi dau seama că sigur nu va mai rămâne manager domnul Patrașcu, pentru că un spital care are tot ce trebuie nu poate fi introdus pe lista de achiziții de urgență, pe alte lucruri în care, mă rog, e complicat. Omul ăsta s-a canalizat să dezvolte, așa cum spuneam și anterior, să aibă bani să se descurce, să aibă bani pentru asigurați pentru salarii, să nu fie nevoie să stea mână întinsă, lucru care mi se pare foarte important. Ați avut presiuni pe Consiliul de Administrație în momentele acelea delicate ca să nu-l sprijiniți pe domnul Patrașcu? Credeți-mă că la mine nu a venit nimeni, nu a îndrăznit nimeni. Ați auzit de... Da, am auzit că s-au făcut presiuni, dar probabil pe alți membri eu nu am... A avut asemenea presiuni, telefoane, discuții, categoric nu. Categoric nu. Și vă spun că în momentul acela și domnul primar s-a convins că de fapt omul în spital este susținut. Când au venit toți medicii șef de secție, da? Deci vorbim de medicii șef de secție și au spus că n-au nicio problemă și colaborează foarte bine cu domnul manager, ce să spui mai mult de atât? Ce argumente îți mai trebuie? Bun. Ce nu merge bine la Târgu Neamț, din punctul dumneavoastră de vedere? Sunt lucruri care nu merg bine și care, pe care aș dori și care aș dori să fie altfel, să fie mai avansate, să fie... Însă toate, orice lucru este perfectibil. Nimic nu e perfect. Chiar și relațiile astea interumane, știți? Începe campanie, începem să ne uităm urât unii la alții. Aș fi dorit să fie altfel, că suntem totuși... Un târg mic. Un târg mic și în anul 2024. Hai să ne batem în idei, hai să ne batem nu ce face Vrânceanu, cu cine vorbește. Nu astea sunt lucruri care se fac acum, din partea noastră, oameni... Bun. Cu mintea la noi. Pe final de emisiune, care ar fi proiectele care ar trebui să ajute Târgu Neamț să se dezvolte în perioada următoare? Primul și cel mai important categoric, stațiunea Oglinzi, centura ocolitoare a orașului. Eu aș zice că centura. Centura ocolitoare a orașului. Le-aș spune oarecum egal, pentru că este sufocat orașul. Deci astea sunt primele. Și, din punctul meu de vedere, ca femeie, un pic mai multă curățenie, clar. Deci, eu asta aș face în primul rând. Și cu toată stima aș scoate la treabă mai mult pe cei de la 416 și aș superviza mult mai mult activitatea din zonele acelea. Eu spun de la începutul mandatului că e nevoie de un sistem de supraveghere extins, pentru că așa poți să ții în frâu, se cheltuie foarte mulți bani cu gunoiul. Nu avem sisteme de supraveghere în zona Tăbăcari, în zona acolo trebuie insistat și un pic mai multă ordine pe zona aceasta, pe cheltuirea banului public, că până la urmă sunt banii oamenilor. E banul public pe care trebuie să avem mare grijă cum îl cheltuim. Deci sunt patru aspecte care simple și din punctul meu de vedere rezolvabile.
Centura ocolitoare, stațiunea Oglin, sistem de supraveghere extins, curățenie și cheltuiți mai puțin bani pe lucruri inutile, duci bani acolo unde e nevoie. Da, păi am încheiat emisiunea acum. A, da? Așa repede? Da, a trecut o oră. Da, chiar e o plăcere să... Eu mă bucur că ați venit la emisiune. Probabil vă mulțumesc că mult. În momentul în care ne mutăm și noi cu un studio în Târgu Neamț o să ne vedem mai des. Dacă lucrurile merg cum trebuie. Trebuie. Măcar cu 2-3 emisiuni pe săptămână de acolo, să vedem dacă reușim. Ideea este că mă bucur că am putut să discutăm și să vedem cum a funcționat un independent într-un consiliu local care era dominat clar de PSD. Poate funcționa, să știți, fără probleme. Vă doresc baftă și succes. Mulțumim mult pentru participarea la emisiune. Mulțumesc. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. Vreau să vă spun că s-ar putea la ora 10, dacă condițiile tehnice ne vor permite, să intrăm în direct cu o conferință de presă care merită, probabil, văzută, măcar așa, la nivel de informație primară, ce se întâmplă cu noua dreaptă în județul Neamț, va fi o conferință de presă și după aceea vom mai vedea pe parcursul zilei de astăzi ce vom face. Vă doresc cele bune, sănătate și să ne bucurăm că e cald afară. Măcar atât. Numai bine. Numai bine.